Denisa Tâlvescu și echipa de 8+1 feminin au câștigat una dintre cele 4 medalii de aur la campionatele europene de canotaj din Polonia. Sportiva a declarat că a fost o competiție acerbă, dar de mare ajutor echipei pentru a observa poziția lor față de adversari. Pregătirile pentru competiție au fost de lungă durată, cu multe ore și locuri de antrenamente, adăugându-se și problemele de deplasare din cauza coronavirusului. Da, a fost o competiție dificilă la care am mers să vedem unde ne aflăm. Este un punct important în calificarea băcii de 8+1. Deci am trezut-o ca atare. Mai mult de 12 luni, avem câte 2 antrenamente pe zi, antrenamentele se desfășoară la Znagov. În mod normal, avem o perioadă de pregătire în care plecăm în Italia aproximativ 4 luni pe perioada de iarnă, iar anul acesta 2 luni am antrenat de acasă. Campioanele la canotaj au fost susținute din toate punctele de vedere de toți cei apropiați, cu toate că echipa s-a antrenat din greu, nu erau sigure de câștig, întrucât, după părerea Denisei, toți pornesc cu șanse egale. Toată lumea a fost alături de noi, de la antrenori, la colegi, la federație, minister, familie. E competiție, în competiție orice se poate întâmpla. Concurenții de la egal la egal cu toată lumea, la linia de dar tot egal. În momentul de față, fetele se antrenează pentru Jocurile Olimpice cu speranța de a ajunge la același rezultat ca cel din Polonia. Denisa Tâlvescu susține că secretul colaborărilor perfecte ca echipă se datorează încrederii reciproce și dăruirii față de acest sport de care fiecare dă dovadă. Ca orice alt sportiv, campioana a făcut multe sacrificii, cele mai dificile fiind depărtarea de cei dragi și renunțarea la activitățile obișnuite pentru orice tânăr. Urmează să calificăm barca de 8+1 pentru Jocurile Olimpice și participarea și obținerea unei medalii la jocuri. Sacrificiile încep de când începe un sport și aici nu mă refer doar la canotaj, orice sport de performanță cere sacrificii. Că ești departe de casă, stai mai bine de jumătate de an sau poate ani în cantonament, nu ai de mult timp liber, sunt tot felul de sacrificii pe care le faci în diferite etape. Toate clipele grele și efortul depus au dus-o pe Denisa în punctul de a câștiga medalia de aur. Atât aceasta, cât și echipa din care face parte, sunt gata de a munci din greu pentru a reuși la Jocurile Olimpice.